Torționarul Ion Ficior a decedat astăzi în spitalul penitenciarului Jilava. Vinovat de moartea a 103 persoane, la începutul lui 2017 a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare. Însă înainte cu 2 ani, Ion Ficior se declarase nevinovat și afișa un zâmbet încrezător în fața procurorilor care îl anchetau pentru crime împotriva umanității. Tot atunci, unul dintre foștii deținuți politici se arăta răzbunat că Ion Ficior este anchetat și probabil va fi condamnat. Uite că nu mă afirme să implic acasă. Audierea pe sală. Nu mă afirme să implic, că trăiesc, domnule. Ion Ficior a ajuns la Periprava în 1958 și a condus colonia de muncă 5 ani. În tot acest timp, torționarul a coordonat un regim de detenție represiv, abuziv, inuman și discreționar. Cei care au avut norocul să supraviețuiască au povestit ororile prin care au trecut: înfometare, frig, izolare și muncă până la epuizare. Aceasta era rețeta pe care Ion Ficior a aplicat-o deținuților de la Periprava. Am fost obligat să rup cu dinții stuful care nu rămăsese netăiat. Radu Ion, o altă victimă a lui Ion Ficior, a fost închis 12 ani la Periprava. Ajunsese ca la 40 de ani să cântărească nu mai mult de 30 de kilograme. Și pentru că nu puteam să muncesc, mă băteau. Eu nu puteam să mai merg. Am vrut să mor acolo. Astăzi, la 90 de ani, torționarul Ion Ficior a murit, dar nu și amintirile ororilor pe care le-a comis. Trimis în judecată în 2014, acesta a fost cel de-al doilea torționar condamnat de judecători. Nu și-a recunoscut niciodată vina, în ciuda mărturiilor deținuților care i-au fost sub mână. Primul torționar trimis după gratii a fost Alexandru Vișinescu în anul 2014.